Hello, happy friends, și bine ați revenit la Cultur! Astăzi intrăm împreună în lumea modei și o rugăm să ne răspundă celor 61 de întrebări pe Adina Buzatu. Dacă și răspunsurile ei sunt în trend, aflăm chiar acum. O am alături de mine pe Adina Buzatu. Bună și mulțumim de invitație și că ne-ai primit la tine aici, unde am mai venit, cu drag. Vă aștept de fiecare dată. Am pentru tine 61 de întrebări. Da, mi s-au părut multe, mi-a zis. M-am gândit că nu știu ce se spune 61 de întrebări și eu vorbesc mult. Deci îți dai seama, până mâine dimineață, Florin Piersic e unele sunt mai, au răspunsuri mai scurte, dar o să ne descurcăm, o să vedem, o să fie tare. Descrie-te într-o propoziție. Frumoasă, deșteaptă și de vreme acasă. Nu, ambițioasă. Într-un cuvânt. Da. Zi-mi ceva despre tine ce nu știe toată lumea. Ce nu știe toată lumea? Stai să mă gândesc, că nu știu ce nu știe lumea. Că lumea știe lucruri despre mine, fiind o persoană sinceră. Am fost grasă când eram mică. Zi-mi ceva ce prietenii tăi consideră atât de tipic ție. Întârzi, jur, asta e. Întârzi, deși e un obicei pe care l-am avut și nu-l mai am. Cred că vreo 2-3 ani de zile de când efectiv n-am mai întârziat, pentru că am început să spun, mi-era jenă să spun, uite, eu nu pot să ajung. Și atunci le spun, păi, eu ajung la ora 9. Punct, chiar voi vă întâlniți la 7, it's ok, dar eu nu pot decât la ora 9, pentru că știu că am clienți la magazin sau am treabă. Și atunci... Care e cel mai tare lucru pe care știi să-l faci? Vi-l pot spune pe la pe care nu știu să-l fac, și anume gătitul, dar știu să îmbrac bărbați și îmbrac foarte bine. Da. Care este acel ceva pe care tu îl ai și toți din jurul tău și-l doresc? Oi, cred că fiica mea Sara este acest lucru. Sunt două tipuri de oameni pe lume, să zicem. Care sunt aceste tipuri? Buni și buni. Întotdeauna, așa cum văd în viața mea, iau partea bună. Și consider că toți oamenii sunt buni dacă știi să privești partea lor bună. Toți avem și plus și minus. Da, hai să luăm plusurile să vezi ce fericiți suntem. Ce răspundeai în copilărie la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Avocat sau profesor de matematică, în funcție de cine mă întreba. Tata avocat, mama profesor de matematică, pentru că mama și bunica au fost profesor de matematică, știai că mi-era cu dreptul și atunci știi cum e, să obții un pupic sau ceva bun sau... Nu, dar lăsând gluma la o parte, nu m-am hotărât până târziu ce să mă fac. După ce tângește copilul din tine? Afecțiune. Întotdeauna sunt avidă de afecțiune și dau foarte multă afecțiune și sunt așa iubăreață și pupăcioasă mămoasă. Da. Și cu oamenii din jur și cu prietenii și sunt lugu-lugu și dacă au o problemă îi dedăcesc, așa sunt. Ce sfat ai dat dacă ai putea vorbi cu tine la 15 ani? Să am mai multă încredere în mine. Să am mai multă încredere în mine, da, asta ar fi ce... Și atât. Îmi place ce am făcut și la vârsta aia. Când a fost ultima dată când ai plâns? Plâng des. Sunt foarte așa cum râd în hohote, plâng în hohote și sunt foarte, mă impresionează anumite situații foarte ușor. Era vorba de un copil bolnav ultima oară și nu pot să văd sau nu pot să mă doare foarte tare și vreau să pot să schimb, să fie toți copiii din lumea asta sănătoși. Care e cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut în viața ta pentru unul din oamenii pe care iubești? Wow, nu știu. Nu cred că am considerat niciodată că aș fi făcut vreun sacrificiu. Adică și dacă am făcut lucruri pentru oamenii pe care îi iubesc, nu am considerat-o așa. Sunt născută sub zodia peștilor și peștii sunt genul care sunt fericiți când fac ceva pentru ceilalți. Da. Deci pentru mine, practic, e un beneficiu faptul că reușesc să te ajut cu ceva și nu-l consider sacrificiu. Ce tradiție păstrai în copilărie și ai vrea să o păstrezi și cu copiii tăi? Mergeam cu plugușorul, sorcova, colindul și Sara Sorcovici o perioadă de timp, dar acum e mare. Mi se pare frumos, știi? Da. Că așa e gașcă de copii și te distrezi și mai făceam și un ban. Bine, eu luam puțin, că eram cea mai mică din gașcă și îmi dădeau covrigii și portocalele, nu prea cu banii, nu prea mă păcăleau. Care a fost cea mai ciudată pedeapsă pe care ți-au dat-o părinții tăi? Mm-hmm.
nu prea mă pedepseau. Dar nu știu de ce nu mă pedepseau. Nu prea eram cu minte, dar știam să mă fofilez așa. Nu mi-au dat pedeapsă ciudată, nu. Nu m-au pedepsit, serios, nu m-au pedepsit. În schimb, premii ciudate, îmi plăcea foarte mult să dansez și voiam să dansez cu taică-miu tango. Și atunci, la 10 exerciții de matematică, dansam un tango. Nu? Era și ăsta un premiu. Dar pedeapsă, da. Nu mi-amintesc o pedeapsă care să fi fost... Da. Spune-mi ce materie nu ți-a plăcut la școală și cu ce ai fi vrut să o înlocuiești. Desenul. Desenul și muzica. Vai, muzica. Aș fi înlocuit muzica cu orice pe lumea asta. Au vrut să mă selecteze pentru cor și când am spus, cântam imnul, trei, stai jos, deci am început curăț de, din prima. Muzică, n-aș fi vrut muzică. Dacă ai putea avea o singură superputere, care ar fi? Aș vrea să fiu vraci, să fac bine pe toată lumea, să nu mai fie nimeni bolnav și să fac bine lumea și să-i fac fericiți. Și să le arăt oamenilor că tot timpul există o bucurie în spatele oricărei tristețe. Asta mi-aș dori. Mi-aș dori așa, să scot cei mai buni din oameni. În ce univers dintr-un joc sau film ți-ar plăcea să trăiești? În ce univers dintr-un film? Da. În ce univers dintr-un film? Stați să ne gândim. Nu știu, undeva în anii 20-30, acolo, poate chiar în... Nu știu, când cu mafioții, mi se părea cool așa. Da. Dar nu pentru că erau mafioți, ci pentru că se îmbrăcau eleganți. Da. Și îmi plac bărbații eleganți, normal. Care a fost primul tău loc de muncă? Loc de muncă cu acte a fost la o firmă de import-export și aveam 15 ani. Loc de muncă fără acte, am spălat parbrize la 14 ani și am fost prima din România, atenție, eram trendsetter și așteptau oamenii câte 4-5 semafoare să le spăl parbrizul. Li se părea ceva, wow, era imediat după Revoluție, nu se mai auzise de așa ceva. Da. Și li se părea fabulos, câștigam o tonă de bani, făceam cam 2000 de lei pe zi în vreo 2 ore de muncă și mama, director de liceu, avea vreo 4.000 de lei, 5.000 pe lună. Wow. Și făceam bani mulți. Da, aștept oamenii, mi se părea atât de drăguți. Uite niște copii, eram două fete, ambele fete de profesori, îți dai seama. Și drăguți așa, copii la 14 ani, nu vreți să vă spăl parbrizul? Ba da, hai spală-mi. Ciuc, îl spăla. Și mi se părea tuturor foarte drăguți. Și acum dacă te gândești, nu cred că mai e privit atât de... Normal că știi? Nu. Păi nu mai spăl eu, pare. E ca și cu îmbrăcatul. Eu îmbrac okay, cel mai bine. Aia care mă copiază, nu le mai iese chiar corect, așa. Da. Care este prioritatea numărul 1 în viața ta acum? Fiica mea, Sara, fără discuție, și fericirea ei. Nu sunt o mamă acaparatoare, dar îmi place să, nu știu, să fiu acolo lângă ea și noi suntem foarte bune prietene, ne amuzăm, avem tot felul de subiecte împreună, e drăguț, da. Credeți-mă, e tare să ai vede, copil mare. Se vede, mare, relația voastră e foarte deschisă. Da. Dacă ai avea $1.000.000 acum, ce ai face cu el? Că $1.000.000 acum, asta presupunând că nu i-am, dar e o glumă. Nu știu ce aș face cu ei. Nu s-a chtiată după bani, nu sunt nebunită, nu știu. Aș face aceleași lucruri. Îmi place ce fac, deci nu aș renunța la muncă, sunt pasionată de ce fac. Nu sunt nebunică după bani. Chiar nu am ceva ce să vă zic, băi, aș face chestia asta și nu mă permit. Mi-a dat Dumnezeu întotdeauna exact ce mi-am dorit și am reușit prin muncă să obțin lucrurile care mi-au trebuit, dar nici nu îmi doresc casa poporului, știi? Ce ai face altfel dacă ai ști că nimeni nu te judecă? Dacă ai ști că nimeni nu mă judecă, eu trăiesc de parcă nimeni nu mă judecă, cred că nici nu contează dacă te judecă cineva, pentru că părerea ta despre tine e foarte importantă și părerea... Rumoșul. Bărbosul, cum s-ar zice, celui de sus, pentru că dacă tu ești împăcat cu ce faci, asta e cel mai important. În rest, tu știi cum e, dacă lumea nu vorbește, înseamnă că ești mort. Da. Dacă ai mai avea o săptămână de trăit, ce ai face? Aș sta cu Sara și la muncă. Pentru că îmi place atât de tare, îmi văd prietenii, mă întâlnesc cu lumea, cu oameni, toți clienții mei, mă știu cu ei, mă simt bine, sunt veselă și e locul unde chiar mă simt acasă. M-am surprins postând pe Facebook o chestie, era o poză din magazin și am zis ce bine e acasă.
Și am zis, băi, e ciudat pentru alții, că pentru mine casa e magazinul, dar mie mi-e drag, mă simt bine aici. Care este acel lucru pe care ai spus că nu-l vei face niciodată, însă l-ai făcut? O mulțime. Never say never, dar I always Aha. do it. O mulțime, până și fumatul. Eu n-am fumat până la 20 și ceva de ani, ziceam că groaznic. Da. Și să vezi ce fumătoare am devenit după, după care m-am lăsat și după care m-a apucat așa câteodată. Dar ce mai fac? Nu știu. Fac multe lucruri la care nu m-aș fi gândit. A, uite, și cu mașinile, cu mult cai putere. Îmi plăceau foarte mult când mi-am luat permisul la început. Eram înnebunită după viteză, după care am devenit foarte echilibrată și acum m-a apucat iarăși. Îmi plac mașinile cu mult cai putere și acum 3 ani, 4 ani, aș fi zis niciodată nu voi mai lua o mașină puternică, dar au început să-mi placă iar. Deci niciodată, niciodată alta și... Da. Ok. Care este cea mai grea decizie pe care ai luat-o până acum? Cea mai grea decizie, cele mai grele decizii, da, au ținut de tatăl meu și de sănătatea lui când l-am și pierdut, în fine. Au fost momente foarte grele și când e vorba de viața cuiva la care ții foarte mult, ai face orice să iei decizia corectă. Asta cred că a fost cea mai grea decizie din viața mea. Ce ai învățat din ultimul tău eșec major? Din toate eșecurile, că am avut mai multe de-a lungul vieții, am învățat că există viață și după un șut în fund. Nu-i problemă. Întotdeauna există și o parte pozitivă, important e să o găsești. De multe ori suntem în centrul problemei și nu mai realizăm că în jur există altceva. Dar dacă facem un pas în afară și privim, realizăm că poate chiar e spre bine. Ce experiență ai vrea să ștergi din minte ca să o poți trăi iar pentru prima oară? Eram foarte impulsivă pe vremuri și am învățat să controlez lucrul acesta, am învățat să mă gândesc de două ori, pentru că aveam tendința să cataloghez oameni și mi-am dat seama că nu e corect, pentru că fiecare are punctul lui de vedere și e bine să privești un pic dinăuntru. Nu poți să privești din afară și să zici tu ești așa, tu ești așa, e bine să înțelegi pe fiecare în parte. Și atunci aș vrea să retrăiesc anumite experiențe cu anumite oameni ca să pot să nu-i rănesc. Zi-mi două lucruri despre care ai putea să spui că îți creează dependență. Mâncarea și mai ales când e vorba de ceva dulce și munca. Sunt dependentă de munca mea, sunt clar dependentă de munca mea.